Bună seara, vrăjitori! Bună seara, vrăjitoare! Sunt Mira și vă întâmpin cu drag pe canalul meu de magie. Astăzi vreau să spun că am avut o zi foarte grea, de aceea am nevoie să mă descarc. Și având în vedere că trebuie să fac un ritual pentru a da afară ce am în mine, am decis să-l înregistrez ca să-l vedeți și voi, așa îl împart și cu voi. Acest ritual nu este, ca să mă exprim bine, toate ritualurile care voi le vedeți pe canalul meu sunt ritualuri vechi, din bătrâni, luate de pe aici, de pe acolo, din cultura populară rom, din cultura sud-americană, de la colombieni, de la argentini, de unde se poate și cum. Cu toată experiența care o am eu, chiar sunt și ritualuri de vrăjitorie modernă. Acesta este vechi. Este un ritual combinat, un vechi ritual combinat al vrăjitoriei moderne cu vrăjitoria antică, care eu, sinceră să fiu, o iubesc. Iubesc vrăjitoria făcută cu cuvintele noastre, cu mânuțele noastre, cu materialele noastre, cu capete de găini, bineînțeles că acum nu se mai poate, și pentru că eu sunt o animalistă și pentru că nu se poate face, dar este într-adevăr, sunt fan al vrăjitoriei antice, să zicem, vrăjitoria de demult, vrăjitoria de la țiganii noștri români sau de la gitanii spanioli. Nu îmi place vrăjitoria modernă, să zicem așa, chiar dacă practic și vrăjitoria modernă. Ei bine, astăzi am avut o zi foarte grea, de aceea am nevoie să mă golesc și o să vă învăț și pe voi cum să vă goliți sufletelul când sunteți într-un moment de impas, când nu reușiți să mergeți înainte, când ați pierdut serviciul și nu găsiți altul și vi se pare că toate ușile vă sunt închise, că nu aveți noroc la bani, că nu aveți noroc în dragoste, că v-ați oprit, închiși și aveți o greutate pe suflet și nu reușiți să dați pe din afară. Ei bine, acest ritual vă ajută să vă goliți și să vă umpleți. Bineînțeles, avem nevoie de energia noastră, de un pahar gol. Dacă eu sunt la serviciu în acest moment, am avut o zi grea la serviciu, am avut o zi grea cu o clientă pentru că i s-a întâmplat ceva care nu trebuia să-i se întâmple. De aceea am decis să-l fac înainte să plec acasă, ca să merg acasă ușurată, pentru că acest ritual dă rezultate chiar în câteva minute, dacă este făcut cu inimă, cu credință și cu încredere. Vedeți că am voce diferită, mă forțez să vorbesc tare pentru că sunt într-adevăr obosită moartă. Ok, avem nevoie de un pahar gol, ar fi preferat un pahar cu picior, dar eu la servici am decât aceste cupe care le folosesc pentru ritualuri. Avem nevoie de bicarbonat de sodiu, îl găsiți la magazin, oriunde, de hârtie albă, pix roșu și ori o bucată de carton care după care o aruncați, ori un topetor de lemn care după care curățați și veți folosi. Ei bine, ce vom face? Pregătim ingredientele, hai că este întreg, îl punem înainte de toate. Șervețel de bucătărie, scotex, nu știu cum se cheamă. Luăm o bucată importantă de hârtie și începem înăuntrul paharului să curățăm, gândindu-ne că noi ne curățăm sufletul și îl curățăm de jur până împrejur, hârtie fără alcool, hârtie goală. Și ne gândim că ne curățăm sufletul și inima ne golim sufletul și inima de răutăți și de nenorociri și de atâtea dezamăgiri și de atâtea supărări și lăsăm să se ducă răul ca să facem loc la bun. Ok. Îl curățăm bine pe dinăuntru și începem pe din afară cu mișcări circulare, pentru că în același moment când noi curățăm, îl și umplem de energie, nu? Îi dăm energia noastră. Eu pe hârtie asta n-am pus nimica. Dacă voi luați un pahar, chiar nu bine, normal că îl curățați cu hârtie, dar vedeți că are deja un luciu diferit, cel puțin în ochii mei, eu îl văd. Poate în realitate el este la fel cum l-am luat din dulap, dar eu în ochii mei îl văd cu un luciu diferit. Deci curățăm și ne gândim. Eu îmi curăț tot ce am adus în sufletul meu. Se duce răul, vedeți? Alma, vieni cu a, vieni cu a, că nu ce niente, vieni, vieni. Se duce răul, vedeți? Vieni cu a, nu lo fare mai più. Mettiti seduta, che mami fa qualcosa di buono.
Trebuie să vorbesc în italiană, că nu înțelege românește. Hai la bravo. Și curățăm și se duce răul și intră binele. Ok? Pe dinăuntru. Știți că virgulă, câinii simt energiile negative. Nu ați mai auzit în niciun video câinii mei să latre. Eu îi țin tot timpul lângă mine, câinii sunt tot timpul cu mine și nu latre niciodată. Ia uitați-vă cum vine. O zece. Buteamovia în male, si? Așa, am curățat paharul. Acum ce vom face? Ti calmi? Vai, meti seduta? Meti seduta la mama? Bravo, amore. Câinii au instinctul să ne apere. Ea săraca a simțit răul. Ai simțit, mami? Si, amore? Dai bacio. Nu știu dacă se vede în video, se vede cum stai aici, o pușa lui mama. Trebuia să iau o față, am reușit. Ok, acum vărsăm în pahar bicarbonat. Nu foarte mult. Și cu bicarbonatul au venit cărțile mele de corp. Și cu bicarbonatul învârtim paharul ca să se curețe, nu să se curețe sufletul nostru. Acest pahar este sufletul nostru, este ce am acumulat noi. Îl învârtim să se curețe bine, bine, bine. Știți că bicarbonatul se spune că fermentează și că curăță, se spală și fructele și legumele cu bicarbonat ca să putem să le mâncăm. Ok, luăm un altă hârtie. Și în sens circular îl frecăm bine peste tot să se umple sufletelul nostru, să se curețe, să se ducă tot răul și tot ghinionul de la noi și să intre binele. Să putem să avem noroc în viață, să ne meargă și nouă bine și îl facem așa bine peste tot. Poate să mai cadă, din pahar nu este nimic, așa trebuie să se întâmple. Vedeți? Deja de când am pus bicarbonatul au și plecat, căței s-au calmat pentru că răul s-a dus. Deja s-a dus răul. Îl curățăm bine peste tot. Când simțiți că cineva v-a drăcuit, v-a blestemat, că sunteți... Vi se pare că vă merge rău în viață din cauza blestemelor, drăcuiturilor. Ok. Acum, lăsăm bicarbonatul aici. Luăm altă bucată de hârtie din același șervețel care am folosit mai devreme. Stați să nu dăm foc la ceva pe aici. Deja mă simt mai bine, mi-a venit și puțin vocea. Rupem o bucățică mică. Așa cum fac eu în toate videourile. Pe care cu pix roșu vom scrie numele și prenumele nostru sau a persoanei pentru care îl facem. De exemplu, dacă aveți o soră, un frate, o persoană care se găsește într-o situație de impas, într-o situație din care nu poate să iasă, nu știe cum să iasă, a pierdut serviciul, v-am spus, pierde bani, are ghinion. Puteți să-l faceți și pentru alte persoane. Deci eu acum scriu pe el Mira, numele meu complet, numele, prenumele și numele de familie. Cu pix roșu. Nu contează în ce zi faceți, la ce oră și... Da, nu ziua și ora. Deci eu aici am scris numele meu, îl împachetez în trei, gândindu-mă că deja îmi simt sufletul mai gol, vă spun sincer, din tot sufletul vă spun. Se duce răul de la mine și-mi intră binele, mi se deblochează toate ușile, mi se deschid toate porțile, mi se deblochează toate drumurile, pentru că mă curăț cu bicarbonat. 1, 2, 3. Ei bine, luăm paharul în mâna stângă,
și cu mâna dreaptă învârtim în sens orar. Deci voi mă vedeți în oglindă, țineți minte, ok? Nu în sens antiorar, în sens orar. De 9 ori. Hârtiuța noastră. Ok. Și acum o îngropăm aici cu bicarbonat. O îngropăm în bicarbonat. Ce facem în acest moment? Punem cartonul care v-am zis să-l aveți pregătit. Aveți mare grijă că s-ar putea să vă dea pe din afară. Și cu decizie întoarcem cupa să iasă răul și să intre binele. Ok. Vedeți că numele a rămas deasupra. Hârtia cu numele a rămas deasupra, iar bicarbonatul s-a dus, nu cred că vedeți, iar bicarbonatul s-a dus la fund. Așa. Aoleu, cred că n-ați văzut nimic până acum, nu știu dacă ați văzut sau nu. În fine. Deci, acest pahar, eu îl voi lăsa până mâine. A mai rămas ceva pe fund, nu știu dacă reușiți să vedeți pe fund, nu s-a desfăcut tot. Până mâine dimineață, puteți să lăsați atâta timp cât voi credeți că este necesar ca să se curețe sufletul vostru și casa voastră, să iasă răul și să intre binele. Veți vedea că în decurs de câteva minute vă simțiți altfel și începeți să găsiți bani dacă ați pierdut bani, să vă sune cineva pentru servici. Bineînțeles, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în buzunar sau nu-ți bagă și în gură. De aceea, un minim trebuie să faceți și voi. Ei bine, eu vă salut pentru că este foarte târziu. Astăzi aveam programat un alt ritual, dar din păcate, având ziua asta așa de grea, nu am reușit să-l fac. Un ritual pentru Ramona, care mi-a cerut ajutorul cu o doamnă care o supără foarte mult, o doamnă în vârstă. Încerc să-l fac mâine, dacă timpul îmi va permite, pentru că și mâine voi avea o zi încărcată. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă rog să fiți încrezători, să aveți încredere în ceea ce facem. Și pentru orice, eu vă răspund în comentarii. Vă sărut și vă îmbrățișez cu drag.